Zeci de membri și simpatizanți ai partidului Șor au cerut demisia judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, Judecătoria Bălți și Curtea de Apel Bălți, care acum două luni au luat decizia privind scoaterea Marinei Tauber din cursa electorală pentru primăria municipiului. În cadrul protestelor, oamenii au declarat că judecătorii au îndeplinit indicații politice în loc să aplice legea. Nu uităm că ne-ați furat dreptul nostru la o viață mai bună! Rușine! Rușine! Am trimis solicitări la Curtea Supremă de Justiție, Judecătoria Bălți și Curtea de Apel din Bălți pentru a obține un comentariu la acuzațiile lansate în cadrul acestui protest. CSJ și Curtea de Apel Bălți ne-au anunțat doar că au recepționat mesajul nostru, iar Judecătoria Bălți nu ne-a răspuns nici la mesaj, nici la apeluri. Totodată, am încercat să obținem o reacție și de la președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, dar acesta a declarat că nu are nicio informație despre proteste organizate. În noaptea de 4-5 decembrie 2021, cu o oră înainte de începerea celui de-al doilea tur de scrutin, a fost anulată înregistrarea candidatului Marina Tauber în cursa electorală. Procesul intentat de CEC împotriva candidatului partidului Șor a început vineri noaptea și a trecut prin toate instanțele în mai puțin de 24 de ore. Tauber a fost exclusă din cursă deoarece nu a declarat toate cheltuielile în campania electorală. Decizia inițială a fost luată de Judecătoria Bălți și a fost menținută de Curtea de Apel Bălți și Curtea Supremă de Justiție. Avocații candidatului partidului Șor au semnalat atunci grave încălcări de procedură și au anunțat că își vor cere dreptatea la CEDO. În primul tur al alegerilor, Marina Tauberă a acumulat aproximativ 48% dintre voturile celor prezenți la urne.